din 16.10.2015 pentru ședința ordinară de astăzi. Absentează nemotivat domnul Lungu Gheorghe, fiind prezentă majoritatea, ședința este legal înscriptă și își poate începe lucrările. Vreau pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Așa cum ați fost înștiințați, la ședința ordinară de astăzi avem pe ordinea de zi 7 proiecte de hotărâre, la punctul 8 diverse. La punctul 1, proiect de hotărâre privind cesarea mandatului consilier al domnului Oprea, care, datorită schimbării legii, nu putem opera astăzi, întrucât nu se poate valida, se poate valida următorul consilier, deoarece ca și în teritoria administrativă trebuie să facem o adresă către prefectură, să le aducem la cunoștință acest lucru. Iar dânsi, pe baza unei gândiri de la partidul respectiv, dânsi vor da o adresă cu numele consilierului ce urmează a fi validat. Deci s-a schimbat. Legea nu mai era înainte. Deci ordinea de zi, proiectul numărul 1, nu se țină. La 2, proiect de hotărâre privind realizarea planului urbanistic, platformă de depozitare și gospodărie a gunoiului de grai. La punctul 3, aprobarea scutirii reduceri de majorări de întârziere depusă. Punctul 4, proiect de hotărâre privind valoarea investiției la modernizare drum de interes local, zona CFR Sat Căiuț. La punctul 5, proiect de hotărâre privind solicitarea scrisorii de garanție din partea celor de la Iași pentru obținerea avansului la investiții modernizare drum local, zona CFR. Punctul 6, aprobarea organigramei și statului de funcție aparatului propriu și proiect de hotărâre la punctul 7 privind aprobarea bugetului rectificat, este vorba de 32.000 primite. Și punctul divers. Cine este pentru ordinea de zi? În unanimitate, da? Am să vă rog să vă spuneți punctul de vedere în legătură cu procesul verbal din data de 29 septembrie. Dacă aveți obiecții, dacă nu știu, nu vă cine este pentru? Vă abțineți că ați lipsit. 11 voturi pentru și o abținere. Dar nu ești președinte de tenis? Ba, da, acum. Păi nu vreau să conduce din momentul... Nu mai știu niciodată. Ați uitat, domnul, ce am zis când ați văzut asta. Nu știu, dar nu știu. Da, nu știam. Eu trecut test. M-am dat pe următor. Da. Nu mai trebuie. Nu trebuie. Mai trebuie inițieză. S-au grăbit. Afară de ordinare zi, văd că avem o persoană în sală. Dacă vrea să-mi spun ceva. Domnul președinte, decide. Da. Persoana de față la diverse vrea să vorbească. Ne suporți, vreți să vă președinte. Sunt foarte învățat și chiar mi-era dor. Bravo. Mulțumesc. De înțelege. Hai. Da. Domnul președinte de ședință. Preați. Da. Dăm pentru începutul ședinței cuvântul domnul primar. Și pentru continuare, nu? Deci, v-am zis, la ordinea de zi, punctul numărul 1, nu putem duce la îndeplinire. La punctul 2 avem plan urbanist sezonal, platformă de depozitare și... Păi îl invalidăm și cu urmă? Atunci, da. Da. Facem asta, da, invalidăm mandat. Deci la punctul 1, revenim, se invalidează mandatul de consilier local a domnului Oprea Cristinel, înainte de expirarea duratei normale, conformitate cu prevederea articolului 9 alineatul 2, legea 393/2004 și declară vacantul cu consilierul în cauză. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Da. Ceva discuții? N-are ce să punem la vot. Cine-i pentru? Unanimitate.
Eu mă abțin. Contra? Abține nimic. Să am și o da. Cum să doar? A fost propunerea ta. De-aia. Omul tău. Sentimental, așa, deci nu de alte motive. Pe ordinea de zi la punctul 2, v-am zis avizarea planului urbanistic zonal, platformă de repozitare și gospodarea cu noile de graj, a deșeurilor menajere, comuna Căiești, județul Bacău, pentru suprafață 2500 metri pătrați, teren, proprietate privată a comunei Căiești. Primarul va duce la îndeplinire pe verdele prezentei hotărâri. Discuții, dacă aveți. În ce zonă? Vă interesează că eu mai mult ce de vorbit. Discuții, dacă e. Păi scris la cuvânt, frumos, pe da. Domnul Dumnezeu. Locația, nu am înțeles. Este de la Iazul de Pește. Știți că e digul ăla care e desparte de zona unde are... A fost pe balastieră. În stânga. De ce se văd la lui? Dar nu a fost groapa de cu noi. Dar unde a fost groapa de cu noi? Cam acolo vine. Nu am bat, din codica mea. În capăt la vădura aia. Unii locuri întrebii, da. Alte discuții? Totuși o nilăbură. Domnul... Pentru resturi menajeri și astea, acum noi am primit niște... Noi de resturi menajeri, cu noi menajeri de graj. De graj. Cu noi de graj, cu noi de graj. De la alții vorbim la diverse. La diverse vorbim la diverse. Haideți ca să vă spuneți despre ce este vorba la ca să o înțelegem așa. Dacă voi ați zis că vă prezint în mare proiectul, o parte știți, este un proiect la care lucrăm din 2009. Constă în realizarea unei groape de gunoi pentru resturi animaliere, unde sunt cetățeni care au surplus și n-au să-l pună, dar în timp vor fi obligați, nu mai poate să țină în grădină și trebuie să duc la o groapă autorizată dacă nu își fac ei, chiar toți crescătorii de animale. Și cei într-un grup mai mare, de 15 vaci, dacă n-ai o platformă autorizată, vei fi obligat pe lege, vine tractorul care să-l primim, încarcă și duce la groapă contra cost. Deci asta va fi viitor, vrem, nu vrem. Proiectul se implementează în 74 de localități din România. Sunt fonduri în exclusivitate la Banca Mondială. Proiectul e în jur de 1 milion și ceva de euro, la care contribuția noastră nu este decât de 200-3000 de lei, deci 1 miliard vechi. În afara realizării gropii, care ia se duce undeva la 300.000 de euro, cred cam așa, mai știu chiar pe de rost tot proiectul, că este făcut nu de noi, de cel la Ministerul Mediului, noi vom primi și utilaje. Ce constă? Tractor, vitanjă, remorcă, încărcător frontal și ce mai avem acum? Și de aia de prăștia cu noi, de prăștia Branis. Alte utilaje, care sunt prăștia cu noi pe terenuri, care sunt în jur de 400.000 de euro, cred. 450. Deci, avantajul care v-am zis, exact cum am discutat la mediu acum, acum 2 săptămâni, când am fost la București, nu este neapărat că ne bucurăm că alte comuni, domnule, vin niște utilaje care eu nu permit să le cumpăr. Într-adevăr, și asta este o investiție destul de mare, care pentru comuna noastră este impropriu spus că putem realiza în 10-15 ani să cumpere utilajele. Nu o să avem bani. Dar, gândind în viitor, grupii de gunoi, realmente trebuie să dăm utilitate. Pentru că acolo ne vom duce. Nu vom mai putea noi, ci va conduce această comună, autoritățile viitoare, nu vor mai putea permite nimănui să țină gunoi de graj în curte la 30 de metri de vecin. Nu va mai fi voi. Dar, tu ca autoritate, trebuie să creezi și varianta unde se ducă. Ori asta se vrea. Iar noi suntem printre cei din față care facem acest proiect. Alte discuții. Domnul Vânceanu. Groapa asta de gunoi de vreo câțiva ani de zile tot se discută de ea. Păi da. Și nu s-a făcut realizat nimica. Acum spuneți că o să aduce niște utilaje. Iar nu să-i aduceți. Dar eu aș fi bucuros să aduci măcar o vitară, să puteți scoate pe canalizări. Dar păi, la groapa de gunoi niciodată nu s-a făcut utilajul ăsta. Eu așa zic de părerea mea, dar nu știu dumneavoastră. Eu... Realizați mandatul. Nu se poate face diferit. Ori îl faci tot proiectul, ori nu îl faci deloc. Dar proiectul a fost făcut din câți ani ați făcut proiectul ăsta? Adică din domnul Cătălin, că a fost greșit făcut proiectul. 2 ani. Păi, mai mult de 2 ani. Și proiectul cum a fost făcut? Nu, doamne, haideți să vă spun, dar nu mai vorbim.
Deci este de 5 ani să lucrează, de 2009. Noi am fost încercat de urbanism, vă spun când am, că am scos iar din nou, am revenit. Ăsta e din 25.04.2014. Noi am avut o firmă care am avut un contract, fostul băiat la urbanism s-a ocupat de ea, ăla a fugit din țară și ne-a lăsat în cărcă cu niște avizi nispoase. Eram în situația în care puteam merge să renunțăm și v-am zis că acolo o lună eram ferm hotărât să renunț la această investiție, asta e. V-am spus de ce. Indiferent ce credeți sau nu credeți, alții ziceam de ce să fac niște lucruri, dar o să mă zbat până termin mandatul să o fac, pentru că v-am zis că nu vreau să mai candidez. Și am zis, nu las în mură în gură ceva unuia care va veni. Să muncească, să vadă cum e. Că poate din unul care, sau persoane care critică. Nu s-a făcut nimic, sau tot ce s-a făcut, s-a făcut cum s-a făcut, mă rog. Dar am zis că e munca mea de 5-6 ani, cu puțini, cu multe, și trebuie să o fac până la urmă. Și am mers și am obținut un răgaz de la Ministerul Mediului. Până în martie trebuie să revenim cu toate actele. Deja Răcăciuniu, care e singura comună din județ cu noi, au primit utilajele, se lucrează, dacă mă înșel, la groapă. Până în martie noi trebuie să facem autorizația de construcție. Era vorba de teren care ne împărca, era în domeniul public și era pășunii și nu dădea voie să construim. Zilele trecute am obținut avizul de la Ministerul Agriculturii, prin care terenul ne dă voie să construim și este trecut în proprietatea privată, deci lucrurile sunt pe calea bună. Eu zic că până la sfârșitul noiembrie, 15 decembrie, noi suntem la punct cu ce înseamnă avizii și să implementăm acest proiect. Deci alte întrebări, dacă mai sunt. Alte întrebări, alte întrebări. Supunem la vot. Cine e pentru? Contra? La punctul 3, vă spun de ce am luat decizia să readuc în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii reduceri majorări de îndălzirea perite obligațiunilor bugetare. Am avut o discuție, știți că miercuri 14 octombrie 2015, Guvernul a dat o ordonanță de guvern care specifică clar persoane fizice și juridice care înregistrează la 30 septembrie 2015 datorii la bugetul de stat vor fi scutite de penalitățile de întârziere aferente dacă achită până la 31 martie obligații principale de plată. Vor fi scutiți și de o parte din dobânzile datorate până la nivelul la care se împrumută statul, adică 1,5% pe an. Noi venisem cu ceva anticipat, cu un lucru care ne permitea legea. Mare parte dumneavoastră ați crezut că făceam acel lucru, că vezi, Doamne, unde a fost soția mea acționar la o firmă, nu plătește datoriile. Eu n-am vrut să vă spun atunci, dar vă aduc. Este pus sechestrul pe bunuri de 1 miliard care se scot la vânzare. Asta e, deci eu mi-asum ce este. Deci nu trebuia să fie. Alții nu au știut să-și asumi anumite lucruri pe parcursul vieții. Acelea și indiferente care astăzi ne opunem că nu-i bine. Nu era pentru Durlan, nu era pentru nimeni. Pentru câteva sute de cetățeni care v-am explicat la o parte dintre noastră, au penalități mai mari decât debite. Și ajutam. Și noi făceam un bine cât poate ne referăm banii aia. N-ați dorit, nu doriți. Cetățenii suferă, nu suferă nici Durlan, nici nimic. Eu am venit atunci cu proiectul hotărârii, care era în avantajul cetățeanului. O parte din ați vrut să fie pentru cetățean, că ați gândit altfel, uitați că a venit guvernul. Și vine cu astfel de măsuri. Comentarii? Da. Domnul Onea. Eu nu mai consider să aprobăm acest proiect în Consiliul Local. Dar ce este o donație de guvern? Nu iar venim la scopul, aprobarea în Consiliul Local. Deci, venim să vă spun, aduceți-vă aminte că multe lucruri care taxe se dau prin guvern, trebuie aprobat prin Consiliul Local, că de asta este Consiliul Local. Da. Deci, guvernul a dat o lege la nivel general de țară, dar la nivel local, fiecare trebuie să vină să o supună spre aprobare. Nu este prima. Domnul Vătăman. Stimați domn, în cazul felul următor așa văd eu problema. Ce dă guvernul este lege în privința asta. Cred că nu mai e nevoie de Consiliul Local. Exact, apreciez în mod deosebit, cum a spus domnul de acolo,
problema Consiliului Local e legii de guvern, aia se îndeplinește. De ce să nu ne mai luăm noi și noi, hai să ridicăm în lințuț că să mai întărim sau să mai scădem din... Domnul Bătămanu, îmi pare rău... Știu că, poate ce... Îmi pare rău să consta că anumite persoane din consilieri nu sunteți pregătiți din punctul legislativ. A, bine, e cu tot altceva. Deci la nivel, la orice hotărâre sau orice fel, pentru nivel local, se adoptă prin hotărârea Consiliului Local. Dumneavoastră sunteți ca un guvern al administrației publice locale. Deci, domnule, hai să nu mai vorbim din prostii în prostii. Nu-i prostii din prostii, prostii, că noi aici ajungem de multe ori sus mâna, jos mâna. Deci, fără această hotărâre, dumneavoastră... Eu vă mulțumesc! Deci, fără această hotărâre, dacă dumneavoastră nu adoptați, cetățenii comunei nu vor putea beneficia de acele reduceri la penalități. Curt și punct. Deci mai departe nu vorbim, suntem de acord, bine, nu, nu. Noi suntem de la egal cu guvernul. Mă scuzați că... Alte comentarii. Atât, vă mulțumesc. Un pic. La vot, eu zic. Nu vă mulțumesc, nu aveți cu... Domnul Matei. Nu am văzut cu hotărârea în față, dar sus aici. Dar v-am menționat și cu hotărârea cu tine. Și să vedem ce spune. Cu hotărârea aia, să vedem și noi. Deci nu-i menționată ca și hotărârea guvernului. Nu e obligatoriu să menționez. Eu v-am dat extras din hotărârea guvernului pe 14 octombrie 2015. Vă puteți studia. Nu este nevoie să o pun acolo. Alte comentarii. Deci eu ce am citit aici, aveți un extras din hotărârea de guvern. Supunem la vot. Cine-i pentru? Abțineri? 3. Următorul. Punctul numărul 3. Am avut 4. Se aprobă valoarea investiției pentru modernizare drum de interes local zona CFR Comuna Căiuți. Da. Având în vedere, nu mai dau citire raportul de specialitate, expunerea de motive a domnului primar, hotărăște. Se aprobă valoarea de investiție pentru modernizare drum de interes local zona CFR Căiuți, Comuna Căiuți, Județul Bacău, în sumă de 53.101 lei TVA inclus, dintre care cheltuieli eligibile 169.680.000 lei și neeligibile 413.421.000 lei, conform contract de finanțare numărul în 2015 și actului adițional. Primarul Comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Comentariu. Domnul Drilea. Referitor la modernizare. Ce costă modernizarea? Macadam, ordinat sau asfalt? Macadam. Macadam. Da. Poftim? Atât. Nu mai moară. Da. Cu soluții speciale. Cu soluția specială, compactă. Da. Dar am vorbit la dânsi să... Da. Proiectul, când v-am zis că acum o lună am zis lui Lars, nu le mai duc, și acum am zis că este păcat și am călcat pe pedală. Da. Și o să fac și rost de banii care trebuie până în 15 noiembrie. Cartierul ce e fierit, dar la Momaza. De la Moară ies din coară. Am vorbit în condiții normale pe investiții realizate, 5 ani nu se pot face alte investiții. Este acum o nouă derogare cu aprobare de la cei care finanțează aceste investiții, SAPAD-ul, care ne dă voie să facem îmbunătățiri. Dar deci noi dacă reușim să facem investiția asta, am fi, nu știu cum să spun eu, să nu putut, da, în pas foarte mare, adică am făcut baza. Cu 1.200.000 cât ar mai costa la anul să prindem un buget de strat de 4-5 de asfalt care a terminat drumul pe viață. Bun. Domnul Matei. Și eu am să spun ceva. După. Da. Deci este un proiect bun. Nu cred că se opune nimeni să se facă un drum într-un fel unde este încistat. Problema este că termenul este foarte scurt. Și deja vine iarna. Cum vedeți? Eu spun că se realizează. Credeți că se poate realiza până da. Să se creăm? Da. Mie nu mi-a probat o apă, că n-a sunt de avans. Aici este... La ce să faci lui de durată? Poftim? La ce să faci lui de durată? Adică dacă... Păi de așa este, la el se lucrează. Primul strat este pus, este bătut. Ne-am curcat un pic, dar eu spun că ne cadrăm în termen. Deci important este să fie după publicare. Acum nu vă... Da. Normal.
Deci nu vă ascund că există posibilitatea să ne ducem până în mai. Toți cei care am reușit să facem act adițional este să ne dea și o parte din avans, sigur lucrarea se duce și pe la anul, altfel o pierdeam. Dacă condițiile mediu nu admite așa ceva, nu dacă nu făceam, deci toți cei care suntem... Pe încheț, stricăm și dăm bani pe apă. Nu pune pe încheț. Și mai treabă stopăm și mai facem un preamă. Nu acceptăm, da. Să facem cu 3.000. Da, da, da. Dar că toți la cei care am prins, astea sunt neoficial, da? Da, știu, știu că dau. Alte comentarii? Domnul Vătămanu. Apreciez în mod deosebit drumul care se face parte de dincolo de, hai sincer să fiu, așa, din cauza că cunosc foarte bine terenul pe acolo, care merge până la și de multe ori dădea noroi peste pantof. Eu vă mulțumesc, domnule primar, că v-ați gândit. În multe locuri dădea noroi peste pantof. Dădea, sigur! Dar dacă mă duc la eu care văd, mă duc. Și unii din aia fac sesizare la DNA, că nu s-au făcut lucrări de calitate bune acum 8 ani sau 10 ani. Nu. Am apreciat în mod deosebit că v-ați gândit acolo și am înțeles destul de bine. Alte comentarii? Dar lucrarea așa, domnul primar, ce firma și el? Cum se numește firma asta la lucrarea? Lui Strass? Lucrurile, da. Sunt toate luate după SIA prin licitație electronică. Da, înțeles. De-aia v-am zis dacă nu ești tras. Da, nu știu. Este care... Da. Alte comentarii? Punem la vot. Cine e pentru? Știți... o să vă spun, sper să nu uite notez aici, că vreau să spun ceva. Am rămas cu mâna blocată, domnul Brânceanu. Nu, am rămas cu mâna blocată, atent la domnul primar, că... Ca să vă spun ceva, pe urmă la diversi, vis-a-vis de... Da, da, da. O să vă spun la diverse, că mi-am notat să vă răspund ceva, nu acum. La punctul 5, da? Da, punctul 5. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare, valoare de 74.600 de lei, reprezentând 110% din valoarea avansului pentru investiția în modernizare. Deci cei de la Minister o să-mi dea o garanție, garantează ei cu avansul, care ne-l dau cei de la SAPAR. Comentarii? Aici. Explicați-mi, am să vă spun. Da. Eu garanție-i dată. Ai mai nevoie de comentarii, pentru că banii sunt primiți de aici și da. Când îi lucrezi, mai să-l bani primești. Da. Așa că... Să punem la vot. N-ai ce comentarii. Da. Contra. Punctul 6. Se aprobă organigrama statului de funcție pentru aparat de specialitatea primarului. Cei care vreți să fiți primari, fiți atenți și asumați. Că asta, cu organigrama asta lucrați. Conform anexelor 1 și 2 respectiv, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. O să vedeți să mă mai solicitați atunci. Da, da. Comentarii. Ai văzut cum trecutul? Punem la vot, da? Da, dacă nu sunt nici pentru. Ați spus, s-a întrebat cine e ales. Și ultima... Domnul președinte, mai trafic. Cine credeți aia? Cine e pentru? Eu nu mai sunt prima, că ați trec fără ceva, așa de nesupărat. Iar dacă s-a angajat... S-a aprobat. Poftiți? Da? Mai e unul, din care e buget. E punctul 7? Da. Cine este pentru, cine este abținut, cine este abținut. Dar am zis mai la urmă, dacă n-ați fost atenționat să vă fac. Am zis de două ori. Încă dacă cine este pentru? 10 voturi pentru, 2 abțineri. Domnul Brânceanu și domnul Roșca. Da. Avem 37.000 de lei care ne-au dat finanțele, rectificat de buget, din care am zis la autorizații executive bonus, servicii, cheltuieli curente, 95.000. La iluminat public, 20.000 de lei, când avem facturi emise și intrăm în blocaje de cont, trebuie să le achităm. Și făcut ordine de plată cu data de 27 am făcut câte ori. Și la captura agricultură, piscicultură, silvicultură, 75 de milioane, avem de plătit două restanțe, în urmă două luni, paza la pădure.
Și mai avem, s-a recuperat de la Curtea de Conturi 406 lei de la autorități executive, trecut la capitolul autorități executive bunuri servicii și la cultură 30 de milioane și trecut la titlul 20 bunuri servicii. Comentarii. Dacă aveți discuții. N-am înțeles la cultură ce se întâmplă cu cultura. S-au recuperat 30 de milioane bani care s-au dat la Biserica Catolică Pirit Vechi pentru și material construcție acolo. Ortodox. 3-4 ani. Ortodox. Cutea de cont au imputat acești bani și am recuperat. Adică i-am plătit eu. Vă mulțumesc. Atât. Eu eram de bine. Are comentarii? Domnul Matei. Am cerut o situație, știți, știți despre ce. Deci asta am sunat-o, contabila mi-a promis că la prima ședință e gata toată, se lucrează la ea. Deci nu da, și dacă toți suntem la capitolul ăsta, la rectificare bugetară, nu știu un proiect tehnic prins pentru drumul hârtiu. Este prins un studiu la pod? Este făcut un studiu la pod? Deci cred că ar trebui să plătim un buget. Haideți să vorbim la diverse și știu, dar ține de buget. Deci ține de buget. Da, dar n-are vorbim la diverse. Nu e la obiectul ăsta, da. E cheltuiu voi. Vorbim la diverse. Alte comentarii. Răspunem pentru vot. Cine e pentru? 11 pentru. Contra? Un abține. La punctul diverse, nu? Diverse, da. La punctul diverse avem un invitat pe... Pe domnul Marin. Marin? Bun. Dacă dorești să se adreseze consiliul sau... Da, dar n-aș vrea să fiu primul. Bun, lasă-mi eu primul. Lasă-mi fiu primul. Nu ce vreau să fiu, și mă face în tema și pe mine. Da. Să mă încălzesc. Domnul primar, vreau un răspuns cum facem cu balastul pe uliță. E a treia ședință de când tot trag păi și... Păi nu s-a trecut, nu s-a trecut. Continuăm, dar când continuăm? Haideți să vă spun o treabă. Am început și atunci când am băgat utilajul, era după ploaie, că nu ne-am dat voie timpul, nu că nu băgăm. Că suntem pregătiți, m-am și de la Boiești, dacă... Stă până luni și nu plouă să tărească cât de cât pământul, merge și băgăm. Ca să mai face ca înainte, răpim, punem balastul și iasă discuții, nu. Păi și o să vă aduc două, trei mașini de piatră spart acolo, că am fost și am văzut, cu balastul mai mă rău. Am dat două, trei mașini, vă organizați cu oamenii, îl împingeți, cu utilajul nu poate coborâ pe râpa aia la oare. Unde? La Ghionoi, nu? Dar de ce să nu poată? Dacă dar nu coborât, o coborât. Și din colo la Iona, pe unii, la omul ăsta, nu se mai poate trece, că am răscolit cu autogrederul. Cu iluminatul, cu nimic, nu mai mai zic. Că același răspuns, cred că mi-au dat. Nu. Vă dau că suntem în faza în care noi am venit cu o firmă care se ocupe să monteze aceste puncte de iluminat. N-au fost agreate de Ion, Ionul ne-a dat ieri o listă cu firmele agreate. Am încercat să luăm legătura cu două, trei firme, să vedem care din ele pot să vină să rezolve situația. Am înțeles astăzi, cel târziu, mâine, avem un răspuns la una dintre firme care să rezolve situația. Că și cu autogrederul, dar nu mă voi după. Acolo se poate, dar pe ea se zică Flocea, în stânga. Dacă se coboare pe punte, nu poate acolo să mai coboare cu autogrederul. Poate ne-a venit că am făcut drumul până acolo. Neapărică, hai să termine un tăi, după aia când ajunge... Vă rog, comori, mai mult. Neapărică, un pic. Sunt niște oameni care au fost aici la primărie, chiar la domnul Vici, și au zis că deschid discuția cu taxa. Ăștia care sunt morți să ia taxă pe iluminat, pe PSI și pompieri. Haideți să vorbim luna viitoare la taxă și impozit. Că acum nu putem... Spuneți și rămâne până atunci. Păi... Spune eu ce discuție a fost, imediat vă spun. Deci sunt locuințe în care nu stă nimeni. Nu stă nimeni. Au dreptate oamenii, într-un fel. Că nu stă nimeni și de ce să plătească iluminat. Dar pază, PSI, dacă ia foc casa aia... Eu nu știu să le zic. Chiar dacă nu stă nimeni. Domnul Vici, nu aruncați cu niște răspunsuri pe piață nefondate. Și vă spun de ce vă contrazic. Orice moșteniri, orice bun care îl primești un moștenitor este purtător de taxe și impozite locale. Nu putem face discriminare între
Vasile Gheorghe, că locuiește în Blidar, și Ion Nea Gheorghe, care are și apartament și casă și stă, are casă în Blidar, moștenire. Altfel a fost. Deci oricine are, eu am înțeles, orice cetățean care are bunuri, gospodării prin raza teritorială administrativă a comunei Căiuți, trebuie să suporte taxele locale. Cu atât mai mult cât dânsul, având a doua sau a treia casă, plătește impostul. Bine, nu știu dacă o să mai fie mai mult. Deci el, dacă are mai mult moșteniri, mai bogat ca Sațileana, care din 3 milioane de toate taxele. Să-și o vândă, să-și găsească altă utilitate acasă. Nu putem face așa ceva. Deci e... Bun. Nu vorbiți anumite lucruri care nu le putem realiza. Mai e o problemă. Din auzite, s-a marcat pe izlaz, da, o partidă de lemne, cetățenii vor ca să cumpere. Ei. Nu se întâmple ca în alți ani, a venit o firmă, a luat-o, a luat ce-i bun, a rămas, creanga a rămas. Cum se poate așa ceva? S-a marcat pe izlaz. Păi, dar a băgat în Consiliu ședințul. Păi, nu știu. Hai, dar de ce nu așteptați un răspuns? S-a marcat, este la faza aici Alexandra, care pe lege trebuie să organizeze o licitație. Să vedem. Ori aprobăm noi, caută cadrul legal. Dacă aprobăm să o vândă pădurarul de carbon, o va vinde direct populației. Sau la prețul de la OPOL, este marcată, e venit în fișa din vreo două săptămâni, nu? APV-ul? Da. Da. Deci în momentul de față se caută cadrul legal. Că nu vrem, exact cum o zic, nu le scădem în alte discuții, că o luat X, Y, Z. Păi, știți ce a fost întâmplat înainte? Și era divină că, vezi, Doamne, erau tafurile lui Y. Știți ce am zis, așa, cu 12 ani cu tâlpă? Am o sigur, fung și eu. Poftim? Am și eu ce l-am zis. Da, imediat. Am o sigur, fung și gata. Ieri s-au împărțit la Blidar tomeroane pentru gunoi. S-au dat unul din proprietate, cum s-ar zice, dar au fost oameni care are patru familii în aceeași locuință, pe aceeași titlu de proprietate. Sunt 3-4 familii, cum e la Romeo Lugab, sunt 4, o singur tomberon, sunt 9 persoane. Oamenii au venit, băi, care e unul, dai unul. Care e doi, dai un tomberon, dar la... Domnul primar. Ăștia la... Haideți să... Nu un pic... Deci haideți să vă spun. Are același număr acasă, toți trei, familia are același număr acasă. Deci nouă când ne cerut o situație, ne-au cerut-o pe număr de gospodărie. Așa e, corect. Noi am dat pe gospodărie, este un tomberon. Vor mai fi niște suplimentări acolo unde sunt cazuri din astea. Din ce am discutat eu, ce știu. Da. N-am nimic oficial, dar în urma unor discuții. Vreau să fac o precizare, că au început să fie tot fel de discuții. Că ei să face campanie, nici nu m-am dus pe acolo unde, nu se, unde se dau. Nu am vrut să trec, că puteam să o trec. Că da, am făcut, e proiectul Bacăului, că e al meu, nu. Este un proiect la nivel de Bacău. Să știți că contractele vor fi obligatorii, că sunt unii care i-au luat cu pietre, că nu vor să ia tomberoane, nu dă buletin, foarte bine. Oricum vor plăti gunoiul și vor plăti taxe mari. Că o să avem taxă pe persoană pentru gunoi lunară și taxă pentru cei care n-au contract. Că tot sunteți persoane care pe tot spune să ducă X, Y, Z să facă curat. Nu, nu suntem gunoierii cetățenilor. Sincer, nu zâmbic, așa e. An de an am cheltuit sute de milioane, zeci de milioane, le-am curățat, le-am făcut. Haideți să fim odată, pentru că da, este o lege, ne îndreptăm spre civilizații, de aia ne-am dus în Uniunea Europeană. Din contru, un container de la ei, 120 de lei, este un favor pentru ei că s-a dat gratuit. Adică nu mai mergem că nu vrea, nu ori să vrea 100 de familii, dar este ori să vrea. Pentru că acolo ne ducem. Ori să vrem să avem o comună curată, un sistem de strângere a gunoiului foarte bine pus la punct, nu ca acum, sunt 200 de familii proști și sunt deștepți. Care încarcă căruțele și duc noi unde vor. Să vin proști, ia să le aduni mizeria. Nu se mai poate așa ceva. Domnul... Deci, asta e, nu este campanie, nu este nimic. Este un proiect la nivel de județ, care acțiuni similare este în toate comunile din județ. Și asta e, mai sunt și nemulțumiți. Mai sunt și Toma necredicioasă. Dăm cuvântul lui domnul Matei. Da, dar am discutat despre multe probleme. Unele suferă amânare până la bugetul viitor, deci când vom discuta bugetul cu 2016, dar ne spunea mai înainte de podul de la Hârtiu. Deci ăsta chiar nu mai suferă amânare.
Pentru că am înțeles că se liși cu niște sârbi de acolo, îi plec de gropi, sunt infiltrații, se infiltrează apa. Dacă nu găsim o sursă să plătim un studiu pentru acest pod și ar fi bine cât mai urgent, din bugetul ăsta care avem să găsim niște fonduri, dacă nu se poate încerca să vorbiți, să cereți ajutor la Consiliul Județean, poate ne trimite niște specialiști, chiar dacă nu țin de ei, nu țin de drumul, deci nu țin de drumul comunal. Și ați spus că nu mai veniți cu detalii legate de drumul ăsta. Să începe, nu să începe. Mă întrebi voi și răspund la urmă. Da? Atunci nu mai alte întrebări? Nu. Atâta are. Eu aș întreba tot cu gunoiașa, domn primar. Nu sunteți dumneavoastră de vină, că dumneavoastră coordona, sunteți barosanu. Dar vorbesc de gospodare comune care sunt urma dumneavoastră. Atâta mizerie pe toate șanțurile. N-ar trebui să dăm nicio contare la cetățenii comune până când nu se face curățenie, puraie, pe toate ulițele satului, la comune, așa că eu. Pentru că dacă noi mergem cu tabel la fiecare la poartă, nu o să semnez nimeni cu vrea contare până se face curățenie asta. Pentru că nu s-a făcut nimic, nici domnul viceprimar, să mă scuze, nici domnul consilier, cum o cheamă, administrator. Nu a făcut nimic, cu toate, cu toți oamenii la 416 ăștia, care i-are. Sunt 160 de oameni la 416, nu? Păi numai dacă fiecare zi va veni două lopesuri, tot ducea bunul ăla după puraie de vale sau după uliță. Da, așa că facem, dăm la oameni containe și pune să plătească, de drum și bani după cursul de fie, luăm bani. Vreau să vă întreb, de când ați mai fost pe râpa Popenului, pe acolo, de la... Eu vorbesc de comun, eu nu vorbesc de râpa Popenului. Și aia parte de tot de comun. Nu știu, eu... E tot în comună, că e plină la comună. Dar nici vorbiți acolo și nu mergeți toată comuna să vedeți cât de activitate ați avut. În 3 ani de zile. Ați venit de 10 ori în primării, mai mult la asta. Dar nu mai sunt, domnul meu, de-am luat ideea astea. Domnul primar, nu știu ce... Că la toți, da. Dar măcar uite și la mine. Avem acolo la Mapopeni, unde s-au aruncat gunoaiele pe partea dreaptă a drumului, unde ducem înspre părăul de la Căiuț, s-au aruncat gunoaiele acolo. De acum cred că nu se va mai arunca gunoaiele acolo, să încercăm cu hotărârea din Consiliu să se planteze sau câmpi cu asta aia, să întărim dealul de la șosea pe dedesubt, să nu se mai dărâme. Pentru că surpriza asta vom avea, rupi șoseaua, sigur, 100%. Sau să batem niște țăruși de pe posibilitățile la primărie. Domnul vice, sunt sigur că ne ajută, că are posibilități, poate are, sau cât are. Să batem niște țăruși cu oamenii care mai sunt plătiți de la primărie, pe coasta aia să susțină dealul ăla, de cât acolo. Și după aia trece cu plantația. Ca să asigurăm dealul ăla să nu se mai dărâme drumul ăla, după aia iar cărăm multă cheltuială în bani. Mulți, mulți, nu chiar vă rugăm frumos, găsim soluția. Domnul Matei Gheorghe. Trebuia să mai termin. Da. Trebuia să mai termin un pic. Iar mă leg la cultură și mă leg că mă doare pe mine, pe mine m-a interesat. V-am rugat și continuu să vă rog. Găsiți soluția, v-am spus. La nivel, că la noi, la comună, nu e cultură, vă spun, care vrea să creadă crede, care nu, nu. Noi n-am, iar o iau, n-avem creații, domnul primar. La nivel de comună, cineva care crede, să mă întrebe, să spun ce e creație. N-avem obiceiurile astea bătrânești cum era odată. Păi avem director de cultură, trebuie să se intereseze. Dacă vrea să fie, să fie pe teritoriul comunii, căiți. Ce să facem? Sunt niște bani care se ia, nu vă supărat. Trebuie să găsim soluția de bine. Erau înainte, chiar când eram eu mai copil, lucram pe aici, pe undeva, și era dansuri cu bătrânii, se făcea și mai văd și pe la televizor, că se întâmplă treaba asta, ca să poată să joace și oamenii bătrâni pe scenă, să sară praful din scena aceea acolo. Așa? Pentru că chiar într-o zi acum am deschis ușa acolo, m-a atins aerul ăla, dar stă închis din, cred că, din săptămâni care nu participă nimeni la nimic. Vă rog, domnule primar, știu că puteți să găsiți soluția, dacă nu o schimbați pe domnul director ăsta. Cum vă zis că răspund la urmă? La urmă, da. Cum vă zis că mă mai și cântă la primărie ca să nu ești cultura. Da, da. Mergeți.
Maia Neculai. Nu mai am. Mai am? Da. Am avut posibilități pentru creații din Abu, județul Bacău. Aici, la nivel de comună. Și nu s-a făcut nimic. S-a creat la nivel de pictură, sculptură sau alte obiecte de artă sau ceva la noi la comună. S-a învățat pe cineva ceva. Nu! Toți au avut interesul să treacă timpul, să stea în picioare și să zică bună ziua. Să-i răspuns bună să vă mai dau, dar vă las să termin. Da. Spuneți-mi că nu mă supăr, dați-mi peste la urmă. La urmă. La urmă, da. Pe urmă, l-am sunat odată să vedem ce se întâmplă cu cartea aia de la care a promis și dumneavoastră. Că știți să promiți foarte bine, să promiteți foarte bine. Pe bani mei nu mai promit la nimeni. Pe domnule, trebuie oarecum să găsim calea de bine. Și sunt la Iena și la asta știam că e director acolo și voi să mă informeze și pe mine cine face carte. Și-mi dau un număr de telefon prin Loltenie, acolo, în Bataie de Joc. Păi dar tu faci cultură cu Bataie de Joc în comuna Căiuți. Să fim serioși. Pe la Pitești, încolo mai dată. Păi de acolo era cel care culegea datele să editeze cartea. A, da, și făcut-o. Vă mulțumesc, dar pentru că ați făcut-o și are un conținut foarte bun. Am citit-o și eu, dar dacă dumneavoastră susține că ați făcut-o, ați dat-o. Dar sunt sigur că nici nu s-a început. Vă mulțumesc, domn primar, nu fiți supărat. Domnul Matei... Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc frumos. Sigur. Am ținut neapărat să iau cuvântul. Să duc o probleme ca nici nu le consideră articatul de când suntem consilieri până acum. Vreau să-mi exprim marea bucurie și mulțumirii din partea primăriei ce a făcut pentru unii probleme care le-a ridicat. E singura problemă care s-a rezolvat din câte am ridicat până acum. Și anume, s-a tăiat vegetația forestieră de la ieșire din Bralea până aproape din pădure. Și de o parte de altă, a fost un adevărat tunel prin care treceau mașini mari și mici, fără vizibilitate, parcă trece pe tunelul morții. S-a deschis, s-a defrișat până în gardul proprietăților vecini de acolo și s-a făcut ceva bun și util pentru sat. Pe acolo circulă multe mașini, acolo au fost multe accidente cu mașini, s-au înțeles de comun acord între ei ca să nu se ajungă la poliție, de acolo, acolo, dar consider că s-a făcut o faptă bună. Și de asta, în fața consilierilor, vreau să adun la cunoștință că eu sunt un de cei mulțumit pentru o problemă care s-a făcut. La fel de mulțumit aș fi și aș dori ca în următoarele ședințe, când mai voi mai lua cuvântul, să vă spărți fântâna de la prale de lângă școală, pentru că s-a rezolvat așa aia. Și vreau să începe școala și e tubul la spart, vin copii acolo să bea apă, vin copii să se joace și, Doamne ferește, o neatenție la care va sta unul din ei. Dacă se împinge unul pe altul, cade în fântână și nu-i bine. Știți, totul e bine până nu se întâmplă ceva nefericit. Când în mod când se întâmplă ceva nefericit, începem să tragem răspunde. Dă-mi vina pe cealaltă, care e bine, care l-a spus, care l-a spus, care trebuie să facă, care trebuie să o ocupi. Deocamdată, atâta am avut discurs. Când vei avea ceva discurs, îmi băie vreau cuvântul. Are cuvântul domnul Onel. Un punct l-a atins domnul Laurențiu Matei în legătură cu portul ăsta. Trebuie să punem un indicator de restricții de tonaj pe el. Sugerul cu tonaj peste greutatea pe care este prevăzută în proiect, de proiectant. De asta este și motivul pentru care să distrugem halul ăsta. Nu știu, eu am mai și în mandatul trecut, am tot zis de un indicator de restricții tonaj, s-a motivat că nu se găsește proiectul. Nu cred că proiectul nu se poate găsi și nu se poate vedea proiectantul pentru ce tonaj a făcut acest pod. L-a făcut pentru 20 de tone, să circul pe el 50-60. Este normal că structura de rezistență o face praf. Alt punct care aș vrea să-l ating este drumul Loturi Florești. Trebuie defrișată vegetația forestieră. S-au ajuns să alcâmii unul în altul. Nu se mai poate circula cu un microbuz, nu se mai poate circula cu o mașină mare, să nu prelatele, să zgârie mașinile. Un alt punct care vreau să-l ating, trebuie găsit o modalitate pentru a încasa aceste taxe de tranzit. Avem proiect, este aprobat, nu se încasează nimic, de circulat se circulă. Eu văd zilnic, mașini de Brăila, mașini de Galați, cu lemne, cu nu știu ce, nu se încasează un leu. Anulăm, facem o hotărâre de proiect, să anulăm această hotărâre a Consiliului Local, dacă nu se pune în aplicare. Găsim o soluție. Pus la intrare în drum o placardă.
drum cu taxă, drum nu știu ce, că l-ai prins pe om, îl arzi, ca să nu zic omul strângă de un bilet, dar n-am știut. Găsit poliția locală, cineva, luat o măsură să mai dați să nu știu bani, dacă totuși este un proiect și... Cu el un altul nu mai spun un proiect. Haideți ca să dau un răspuns la ce este. Domnul primarul, ce întrebare? Mai sunt doi întrebări. Domnul primarul. Am discutat la ședința de comisie azi cu domnul... Domnul Motoiu, ședința am propus, ședința de comisie să înceapă la ora 15. Pentru că i-a pus întunic mai repede și... Schimbat ora, da? Da, schimbat ora. Nu suntem de acord, trebuie să punem la nu, am acord. Dar nu, dacă am de acord. Mai sunt mai departe, care îi lege, prin lege vă puteți învoi. Da, când aveți ședință cei care aveți serviciu, ca să deci nu-i împiedic. Domnul Durlan are cuvântul. Este vorba de drumul din spate la Leon acolo, dacă se poate face ceva, pus ceva, dacă nu, o populăm balta aia cu pește. Da, da, mergem la prescătorii, eu nu știu, da, vă rog. Bun. Hai de spate, am mai vorbit acum vreo două luni. A, lupi. A, lupi. Că cineva nu vrea. Cine nu vrea? Uite, acum când mergem pentru de dat bun, dacă eu o să prind două zile utilaje pentru treaba asta, trimitem și acolo, vă duceți personalul unul din astea. Mergem acolo. Mijale și da. Nu vă ascultăm, ori să intervi și ceva, acolo să... Odată când în balasul se înalță, mai duce apa, acolo să nu drenează apa. Păi și din moment ce stă apa acolo, înseamnă că e baltă, e jos. Da, dar din moment ce înalți acolo, o să îți motiva mai în față. Să ducem cu greu. Zicem, o să dăm la apă, stă apa. Și vedeți spre aici sus. Înainte de a da domnul primar răspunsul, le dăm cuvântul domn Marin. Am și eu niște probleme, poate vor multe pentru dumneavoastră, pentru mine nu îmi pară ce am vorbit. Deci, Sebastian, numai un pic. Mă leagă de liniște. Vă rog frumos, lăsați să discute, domnule. În ultimii 10 ani s-a făcut iluminatul public. Da, a ținut o săptămână, două, ce am avut o lună. Și n-a mai fost. Deci, pe o parte a satului, cred că nu m-a aplicat, nu mai multe sate din comună. Răspunsul l-am primit și teoretic, practic nu l-am primit niciodată. Se va face și asta a fost răspunsul. Noi nu numai de aia că plătim, deci și plătim. Eu consider că stăm în secolul ăsta, măcar lumină să avem pe stradă. Că nu, dacă se întunecă acum, nu te întâlnești cu vecinul, nu știi cine e dacă nu vorbești cu el, să-i cunoști glasul. Asta nu știu cum o luați. Altceva. Referitor la vegetația asta de pe sate. Dom'le, își pune ăștia nu sub stâlp, sub sârme, sub... Când vine ploaie, furtună, numai scântei, numai se întrerupe, să strică aparatele, frigidere, televizoare, nu? Faceți o comisie aici, ceva. Eu am spus la eu, unul a zis că depinde de primărie. Faceți o comisie, nu știu cu cine, să vină să taie. Omul ce spune? Lasă-vă că-l tai eu. Nu, vii cu drujba și nu-i tai cracul ăla, tai de jos, că el iar crește acolo. Și peste 2 ani iar ajunge la sârme. Nu știu dacă e de rezolvat sau nu, eu zic că s-ar putea. Referitor la drumurile alea, o inițiativă foarte bună, prin sat, s-a făcut drumurile alea, însă trebuie piatră, nu piatră spartă, bolovan mare care se taseze și peste ăla piatră măruntă. Da. În sat, sat e bună piatră măruntă. Cine îl face? Dacă e râpa așa, el pune tot așa. Să pui bolovan mai mult și să încline un pic. De ce? Că oricum se bate acolo. Nu facem noi acum statisticile astea și tehnica, cum să fac drumurile, dar așa, un punct de vedere. Încă o treabă, referitor, scurt, mă bag și la cultură. Se făcea înainte sărbătoarea salcâmului. S-ar putea face aici sărbătoarea strugurilor, sărbătoarea merelor, știu eu, să înființăm și noi una de asta. De ce? Cine vrea dansează, nu la bufet. Să vină aici să danseze. Cred că oricine ar veni. Nu știu care ar fi locația. Cred că aveți posibilitatea să dați răspuns, adică să vă gândiți, unde s-ar putea face, la aer liber, dacă e timp frumos, dacă nu într-o clădire. Că la bufet dansăm noi destul. Da. Și, deci am zis de asta, de aia, da. Referitor la proiectele care le-am auzit aici, ați mulțumit, îmi place, dar deci sunt proiecte serioase. Pe durată, nu pe mâine, poi mâine. Ce am zis eu, pe scurtă durată, s-ar putea rezolva. Nu zic că nu-i voință, nu zic, nu zic nimic. Vorbesc cu mine singur. Îmi dau răspunsul eu la astea. Dar sunt lucruri care sunt degeaba. Spui lui ăla,
îi trimite mai departe, mâine se rezolvă. Și nu se rezolvă nimic. Deci de apreciat am apreciat. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Deci, dați voi. Deci, la codul de la Hercule, să știți că înainte de a veni dumneavoastră cu precizările astea, deja podul ăla a fost la curățat, am fost săptămâna trecută cu un specialist, am intrat sub pod, care l-am adus, mi-a promis că o să-mi trimită de la Iași o firmă specializată în poduri, nu este atât de mare, deci practic 2 cm jos. Să mișcați să rup? Nu, nu-i mișcați, dar cu... Cred că a cedat undeva la bază jos, dar nu-i mai mult. Dar sus el, dacă s-a dus, se duce ca, trebuie, ca o pâlnie. S-a dus un pic mai mult. Se poate remedia, trebuie lucrare și într-o parte și în alta. Într-adevăr, este din cauza scurgerilor. Dar nu că prezint un pericol, mâinii ne se dărâmă. Dar trebuie să-l protejăm. Deci aștept să văd zilele următoare când vin de la ea și... Chiar am în intenții, dacă nu acum, primăvară, cu prioritate, să investim, să reparăm podul. Asta la domnul Vânceanu cu mizeria comună. V-am spus, așa este, nici mie nu-mi place, dar inițiativa care este acum cu tomberoane și cu mizeria și chiar investiția care vine, vedeți că se leagă cu gunoiul menajer de grajd. Deci sunt niște investiții care noi le demarăm, le avem în derulare, prin care sperăm să educăm cetățenii să învețe că nu au voie să pun acolo. Gunoiul menajer să-și-l pun în tomberon, ăla de graj să-și-l pun în remorca cu tractorul la căruțul, dacă n-au alte posibilități să plătească și să-l ducem acolo și asta e. Deci vor fi următorii ani, acolo ajungem și vor fi, cum să spun eu, situații în care noi trebuie să ne impunem și să ținem de aceste proiecte și să credem că ăsta este drumul cel bun. Că toată lumea o să spun, deja sunt discuții când împovărăm cetățenii cu taxe. Nu împovărăm. Cum dau 300 de mii, eu am spus-o că vrea să se simtă bine la televizor, îi dă fără să întrebi pe nimeni. Cum vrea să dea 5-600 de mii pe mobil orice cetățean cheltuie pe cartieră sau cum, ca să audă la televizor, vrea să spune foarte bine. Deci v-am zis, trebuie să gândească și la abonament. Dacă vrea să ducă la Unești și face la Microbuș 2.600. Deci astea sunt tot utilități, că și alea sunt tot utilități în favoarea lor. Trebuie să-i faceți să înțeleagă că noi vrem și venim în ajutorul lor, nu că îi împovărăm de taxe. Trebuie să înțeleagă și cu taxa de iluminat, că v-am spus la o parte a discutat, că o să facem o discuție de consens pentru discuții pentru următoarea ședință taxe și impozite. Trebuie să facem un consens adevărat ca să punem taxele care sunt normale. Eu am făcut niște experimente zilele astea. Deci le-am explicat la colegii înainte care am venit acum. Impactul nu este la cetățeanul care plătește 800 milioane cu mărirea de taxe. La el și 50% dacă îi pui 40 de lei, se duce la 1.200.000 pe an. Se duce la 10 lei una cu alta, un medic pe lună. De 10 lei, credeți-mă, ei nu dă nici jumate din taxa de televiziune. Impozit la primărie, care casa aici, că aici stă. Deci trebuie să gândim că altfel, într-un an, doi, primăria, vă spun eu, o să batem din pagă și strângem lumina la primărie, toate luminile pe stâlp, nu o să avem de unde plăti. De asta se merge pe autofinanțare. În 2-3 ani nu o să mai vină, sau o să fie un primar care sunt atâtea primării, care sunt în faliment. Nu o să poată să facă demersul, să primească anumite sume de bani și acoperi cheltuielile. Și noi eram, știți, cu picior în groapă până la prima rectificare. Nu ne permiteam să plătim nici salarii. Se măresc salariile, se măresc impozitele. Nu mi se pare că îi împovărăm cu taxe. Dacă vii cu taxe colaterale, dai 1 milion pe casă și mai ai 700-800 sau 1 milion colateral, nu mi se pare că împovărăm pe cineva. Dar o să mai discutăm asta. Ideea cu plantatul sau cămul mi se pare foarte bună pe râpă acolo la Popeni. Sau în toate zonele unde se pot face. Acum, da, am mai făcut o dată. Acolo n-am fost plantați multe zone ale comunei și nu prea au ținut. I-au săcat animalele. Sunt zone unde au ținut, aici la stradă sau... Da, încercăm, doar acum nu putem... Da. Ceea ce privește cultura. Știți că am încercat cu Francis. Am avut și rezultate. A format copii.
Dați lucruri pe care nu știau să alergi trei pași stânga-dreapta, ne-au reprezentat bine. Cu bătrânii nu-i adună nimeni. Nu pot eu ca primar să spun că nu știu să dansez. Dar nu adun... cu nimeni, dați-mi voie să vă spun, ca inițiativă. Nu pot să-i adun eu pe bătrâni să mă apuc să dansez vora, că nici eu nu știu să dansez. Domnul Francis nu mai este de 4 ani angajat ca director de cămin la noi. Am spus-o și repet, vine pe nevol. În baza unei prietenii cu mine, cu XY, vine și mai face niște repetiții și mai crește niște copii. Nu-i mai asigurăm nici măcar 10 lei de benzină. Deci, vă spun un lucru ca să închep. Lăsați-mă să termin. Cu plăcere, la urmă. Și pe urmă. Mi-a spus, la urmă, nu după ce termină, da. După ce răspund la toată, mi-a spus cu sculptură, cu creație. Da. Știți cum se spune? Un artist, dacă nu crești un pui pe lângă el să fie artist, trăiește degeaba pe pământ. Da, da. Vreau să răspuns un artist în sculptură. Spuneți-mi unul care l-ați format sau l-ați crescut în dumneavoastră. Care știe să sculpteze, să facă o operă de artă. Dar s-a încercat vreodată ceva de față. Azi doar un copil din mâna ai la nenea să te învăț și vine, domn primar, eu mă ocup de băiatul ăsta. Îl fac, hai să cumpărăm trei cioate, trei dalte. Găsăm soluții, dar nu. Dar dacă nu mai cerem, nu vine. Degeaba ne rugăm la Dumnezeu, dă Doamne, mâine mie o plăcintă mare. Cum ți-o dă niciodată dacă nu cumperi făină, ulei, zahăr, rău, să o faci? Nu ți-o dă. Dar după ce termin? Deci, vis-a-vis de obiceiuri de astea, nu. Iar bani la cultură nu s-au mai dat de 3-4 ani. Avem și o reclamație. Nu mă scuzați că întrebă la barba, știi? Nu s-a dat, dar s-a dat 55 de mii de lei, s-a dat 550 de milioane, s-a dat la cam așa. Zilele comune. La comună acolo. Dar nu se putea, din bani, vorbesc tare și încerc tare la tot, nu se putea de acolo să acorde bani și pentru oamenii ăștia care ar trebui să facă ceva la noi. Dar eu v-am zis că suntem de acord să acordăm. Dar veniți cu proiecte, veniți cu oameni care să poată să facă, nu pot să acord bani în lucru care nu se realizează. Banii aia când s-au dat la cultură au fost aprobați în buget, este și plângerii la DNA anonimă. Tot de pus cineva de prieteni de-a din Consiliu. Nu mă deranjează, dar și acea persoană care i-a dat informații și a pus cineva să reclame, a votat că de acord cu zilele comune. Deci eu n-am dat bani de capul meu. 55.000 de lei au fost la cultură pentru organizarea zilelor comunei Căiuț. Punct. Și de la capăt. Deci nu vorbim mai departe. Să termin, da? Să vorbim la urmă. Deci, vis-a-vis de domnul, mă bucur că domnul Matei a realizat că am curățit vegetația. Același lucru s-a făcut și pe DN, pe o parte și pe alta că ține comuna. În ceea ce privește școala, fântâna la școală și de la Căiul și de la Pralea, să încercăm să prindem niște bani, că sunt biserea să le facem. Deci altfel nu putem, ca să zic, doar dacă facem chet împreună 2, 3 și hai să reparăm fântâna. Altă soluție nu este. La pod a zis, într-adevăr, nu chiar dacă nu găsim proiect, nu știu, noi n-avem, e făcut de mult, dar nu ne oprește nimic. Ca noi să nu punem prin hotărârea de Consiliul Local, putem institui taxe de restricții pe drum. Am omis ceva cu podul ăsta. Deci, eu sunt informat de cineva, acele alei pietonale sunt sparte de roptele cu Barosu când au tras capul. Da, le-au spart înși, când au tras cablu, când li s-au furat din cablu și când au trebuit să-l pună, o spart la un capăt, la mijloc sau unde le-a mai trebuit, da. Alea sunt demontabile, picau demontate, le-a fost ușor să le spargă. La defrișat acolo la dumneavoastră, la drum, domnul Vici, vă rog să vă ocupați, să faceți o adresă. La proprietar, că acolo sunt proprietăți. Da, la domnul Prodea. Să se la limită domnul Vici de la drum, până la el. El are limită de protecție care este de 3 metri de la capăt, îi face o adresă prin care este obligat ca să defrișeze acea zonă. Acolo, să vină la marca. V-am zis, cu drumul, dacă sunteți atunci când vă gâmpeat cineva, nu vreau să ne măcați acolo. Dar la Balta, acolo, luăm legătura cu el și suntem acolo. Iar vis-a-vis de propunerea domnului, am înțeles că Iunata a mai discutat, vis-a-vis de propunerea domnului Marini, super ok, vorbesc cu domnul Vici, mă gândeam, zic, toamna asta, dacă
Om putea, un pic ascultat și... Om putea și-am găsit un sponsor 2, chiar mă gândeam să facem pe stadion o zi a recoltei. Vreau să vorbesc cu cineva, unde am văzut la altă primărie, s-a dus un vițel de la mare, să-l fi făcut, cu mulți berii să vină stâna XYZ, cum ei, cu niște pastrami, cu sărbătoare a recoltei, cum era pe vremea Ceaușescu, da? Discutăm. Și o putem și impune ca dată, ca să știm că rămâne ca o tradiție. Fixat, și rămâne la doar. Da. Prima dumneavoastră din octombrie se poate stabili. Stabili, da, domnule, este ziua satului sau ziua, nu știu cum, găsim unde nu vii. Domnul Bătrân, nu mai are ceva ce ai frică. Am ceva de completat, s-a mai discutat și aici în Consiliu și mai continuu să discut și eu, poate e al treilea oară. Să se facă un iar maroc la nivel de Comuna Căiuți. Aici, la nivel de comuna noastră, în general, duminica, că atunci lumea este liberă și nu văd să fie nici la ajut și nici la unești. Vă rugăm frumos, domnule primar, domnule consilier, știu că sunteți de acord.